Un incident grav a avut loc la liceul din orașul Costești. O elevă de 16 ani se afla la cursuri și a acuzat o durere puternică de cap. A cerut voie să meargă la toaletă, de unde nu s-a mai întors. Colegii ei au mers să vadă ce se întâmplă și au găsit-o întinsă pe jos. Imediat s-a sunat la 112, iar o ambulanță a fost trimisă la liceu. Noi am fost anunțați de doamna de serviciu că unei eleve din clasa 11B este rău. Am mers de urgență împreună cu o colegă în clasa respectivă. Când am ajuns noi, i se făcuse rău. Colegii deja îi acordau primul ajutor, o întinseseră pe catedră. Am sunat imediat la serviciul de ambulanță 112. Am încercat să-i acordăm primul ajutor așa cum am știut și cum ne-am priceput. Ce vă spunea fata, doamne? În primul moment când am ajuns și eu și colega și am întrebat-o ce s-a întâmplat sau ce o doare, ne-a arătat, ne-a indicat capul în spate și ne-a spus că o doare foarte tare capul. Apoi nu a mai interacționat cu noi, i s-a făcut din ce în ce mai rău. Între timp a sosit și ambulanța și a fost preluată și dusă la spitalul Costești. Am luat legătura și cu părinții, cu tatăl care a ajuns imediat la spital și tatăl spune că nu avea probleme de sănătate. A ieșit fata din clasă și am văzut-o că se ține cu mâinile de ceafă și am întrebat-o ce are și a zis că e o doare capul rău. Am întrebat-o dacă vrea să ia pastiluță ceva și a zis că nu. Și la urmă a zis că o doare rău, s-a pus cu fundulețul pe scaunel, așa, la urmă s-a dat lângă ușă pe vine și a fugit repede de le-am ținut-o eu și a zis că se duce la baie repede, că îi vine să vomite. La baie ne-am dus, s-a așezat jos cu fundul și a venit la urmă două fete de la ea din clasă și eu am lăsat-o pe fetele cu ea și ea a venit, ea s-a făcut rău și a căzut cu căpuțul pe picioare la una din fete. Și ați mers să anunțați... Și la urmă sună pe doamna, sună pe doamna secretară, să vină doamna de directoare și cu doamna Violeta, să vină la mine, au venit doamnele, am chemat salvare, a venit salvare și a plecat cu fata, uică la inconștient. Eu eram la secretariat, în momentul în care am fost anunțați, am mers la locul cu pricina, am găsit fetița, era așezată pe catedră, deja în stare de inconștiență, am încercat să-i acordăm primul ajutor, în momentul ăla copilul și-a revenit puțin, așa a deschis ochii, a pus mâna la ceavă și a zis că are dureri groaznice și apoi a închis ochii și și-a pierdut cunoștința totală, deci nu și-a, în momentul ăla nu a mai reacționat la nimic. Singura persoană care îi cunoaște situația este doamna profesor de informatică, pentru că este de la domnul ei de la Miroș și dânsa astăzi ne-a informat în legătură cu situația respectivă, plus în alte situații doamna ne-a anunțat că o ajută financiar pentru că nu avea copilul putere financiară și îi mai plătea abonamentul decât ne-a povestit și o ajuta cât de cât ca să poată să vină la școală. Copilul nu avea nicio putere financiară. Asta știm de la colega noastră. Medicii au încercat să o resusciteze și au plecat cu ea către spitalul din localitate. Medicii de la urgență au constatat decesul. Fata a fost adusă de ambulanță, a venit cu manevre de resuscitare și era în midriază fixă, adică moarte cerebrală. Nu mai putut să faceți ceva? Da, am făcut manual SEU, deci avansat și timp de 55 de minute n-a permis decât două șocuri electrice, în rest n-a răspuns la din 50 de minute, n-a dat niciun semn cordul că și-ar relua activitatea. Nu știm ce s-a întâmplat, se pare că ar fi avut o stare de greață aseară, copilul la dimineața a acuzat cefalee occipitală. Probabil pe acolo se învârte diagnosticul. Numai autopsia va duce la diagnosticul. Nimeni nu se poate pronunța deocamdată asupra motivului decesului adolescentei. Colegii ei spun că și cu o zi înainte a acuzat dureri de cap. Fata locuia în comuna Miroș și făcea naveta la Costești, de la aproximativ 20 de kilometri distanță. Provenea dintr-o familie săracă și era ajutată de apropiați din când în când. În acest caz, poliția a deschis o anchetă. Trupul fetei a fost dus la necropsie pentru a se afla cauza decesului.